La criticile lansate de Ludovic Orban, premierul Florin Câțu a avut o replică surprinzătoare. Deși a declarat că nu știe despre ce este vorba cu exactitate, premierul spune că astfel de critici par mai mult ale PSD-ului decât ale președintelui Partidului Național Liberal. Am văzut, dar nu cred că putea spune așa de Partidul Național Liberal, pentru că pare o retorică PSD, deci nu cred, nu văd. Până nu văd aceste declarații, nu pot să comentez. Pare mai mult o declarație a PSD decât a președintelui Partidul Național Liberal. Nu pot să comentez ceea ce n-am văzut, dar repet, asta e mai mult retorică PSD decât a Partidul Național Liberal.